deci nu i-am zis niciodată lui Ioana un secret. Bă, fiecare are secrete. Oricât m-aș releva eu, tot timpul am secret. Eu trebuia să fiu norocos. Oi, acum. Norocos. Bă, noi suntem un popor căcăcios. Când calci într-un căcat, se zice că ai noroc. Dar cel mai mare noroc, fii atent că o să-l curajez pe băiețelul meu, gingiva în genital. Și dacă nu vrea, îl furajez cu forță. A venit mama odată de la serviciu când a lăsat singur. Eu stăteam singur, eram copil mic. Mi se pare că nouă am văzut ce pot să da? Și m-a găsit intelectual, cu barbișor. Ghiși ce era ăla? Era cocoi. Cu am mâncat căcat când era mic. Și știi ce se zice de ăștia? Că e cei mai norocoși. Deci, dacă nu îți mănâncă copilul căcat când e mic. Dar îți dai seama cum a fost tehnologia de mâncat căcat. Acum e greu să mănânce. O să fie ghinioniști ăștia. Ca Klaus Iohannis. Ca Iscai Ghinion. Că le bagă măsa și tasul pe măs. La nouă ne dădea feșe de alea așa, ca la mii. Și ne vâna mâna, băga mâna, oh, ce moare mi și bun. Și băgam. Și când a venit mama de la serviciu, a zis, aoleu. După aia mi-a zis, bă, tu ai mâncat căcat când erai mic. Trebuie să fii cel mai norocos de lume, de ce? N-am mai găsit nici urmă de căcat. Îți dai seama câte chile de căcat. Ai mâncat? Poate eu cred că am mâncat vreo 3 chile de căcat. Că mama mă furaja mult și mă căca mult. Cred că am mâncat 3 chile de căcat. Îți dai seama ce m-am satisfăcut. Deci să mai adra cu capipiguru. Una e să bei pișat. E șampania originală, e și galbenă frumoasă, așa de. Dar să mănânci ciocolax de la, direct de la găoaza ta, eu cred că am băut și pișat. Sunt primul cacaguru și pipiguru. Când au de Ioana, cum te-am sărutat după ce ai mâncat căcat? A, mă, fată, mai m-am spălat și eu cu Colgate, cu Ava Fresh, cu Maxam, cu d-astea, știi? Și ai mâncat căcat? Păi e mișto să mănânci căcat. Că căcatul omenesc e hrănitor. Aia acum, știm din sistemul digestiv. Noi nu suntem nici oi, nici capre, nici ovine, nici porcine. Suntem omnivori. Deci n-avem sistemul digestiv chiar atât de lung. Și nu putem digera tot bălegosul. Încă rămâne nutrienți. Deci poți să mănânci căcatul de mai multe ori. Aia cum? Da, da, păi de sacă de curajos la cliente. Și pofticios, m-a văzut mama la bot, zicea, uite ce cioc chestie asta. Și bebe! Eram bebeloancă. Da, eram prodigi. Aia cum? Am mâncat căcat când era mic. Și ți-a plăcut, păi, nu știu că n-a plăcut. Dacă am băgat atâta mine. M-am și mâjit. Deci îmi plăcea. Era delicatese. Poate, ia te știu după TikTok-ul ăla. Principiul ăla de gust, gust nou, discutandu.
Ce? Mulți copii mănâncă căcat. Ăștia cu pampersii, gata, s-a terminat. Nu mai mănâncă căcat. Că e greu să-ți bagi mâna la pampersii. Dar poate o fi copii deștepți. Îi desface pampersul așa, cu căcăneata la goază, ia-n pac, hop, și o găsește măsa. Se face ce am bărbat. Gata. Noi mai dăm de la copil milky way astăzi. Ăla de ce? Deja s-a făcut. Am mâncat pe care.